locale, încrederea în personalitățile publice ale PNL de la nivelul județului a crescut. Membrii PNL înscriși în competiția internă pentru Parlamentul României au următoarea cotă de încredere la nivelul de încredere în rândul sibienilor. Raluca Turcan, 43%, Mircea Cazan, 28%, Cristine Telman, 21%, Nicolae Neagu, 18%, Constantin Șovăială, 14%, Virgil Popa, 14%, Ioan Tămâian, 12%, Florin Neag, 12%, Diana Pavelescu, 11%, Marcel Luca, 10%, Gabriel Budescu, 9%. De asemenea, percepția că lucrurile merg bine la nivel național este dominantă în județul Sibiu. 61% dintre sibieni fiind mulțumiți și foarte mulțumiți de activitatea președintelui Klaus Iohannis. La nivelul județului Sibiu, percepția că lucrurile merg bine este dominantă. 36% dintre sibieni consideră că lucrurile merg bine în județul Sibiu.